ordinară ce a reușit astăzi, în data de 11 iulie 2023. Punem la vot procesul de evaluare din ședința anterioară. Cine este pe mână? Dăm citire ordine de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2023. Seator primarul Comunei. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind asobarea tarifului de facturare al SCE 100 SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tarifului de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de preluare a suprafețelor de teren aflate în alt grea minoră a râului Tazlău în vederea realizării investiției în modernizare drumuri pont de auto și pietonală peste râul Tazlău, Sac Matei și Comuna Sântulea, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor de cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul luat de Comuna Sândulene, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordului prealabil și autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietatea domeniului public al Comunei Sântulen, județul Bacău, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarilor, aleilor și spațiilor verzi. Inițiatorul primarul Comunei. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind ratificarea bugetului local pe anul 2023, inițiator primarul Comunei. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind referatul de aprobare a primarului Comunei Sântulen privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Sântulen pentru ședința adunării generale a acționarilor a SCE, Compania Regională de Apă Bacău. Și punctul numărul 8, diverse. Supunem la voi. Cine este pentru? Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Pentru că domnul președinte și-a terminat cererea lui, mulțumesc, domnul. Că ați fost ok, timp de 3 de zile, ne-ați ajutat foarte mult și mulțumesc foarte mult pentru inițiativă și înțelegere, că sunt mai multe probleme în general, dar cam toți ați fost ok, adică... Primul punct, unde este domnul secretar? Dacă uitați-vă aici, tariful de facturare către E-100 pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării, în acest moment este de 443,46 pe tonă, exclusiv TVA. Da? Nu inclusiv TVA, la care se adaugă TVA. Pentru o perioadă de 6 luni. Din tariful de operare, și dau ei niște calcule, niște, se scad de unde ajunge de la 456,56, care este, iertați-mă, care este în acest moment, la 443. Deci se scade cu 13 lei pe tonă. Ca să știți despre ce este vorba. La tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile, de la 235,95 se scade și ajunge la 194,52. Astea sunt noile tarife practicate de către Ecosud pentru prelucarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării. Adică constatăm că
că au scăzut prețul. Este vorba de punctul TISA. Avem aprobarea Ministerului Apelor și trebuie încheiat cu protocol cu apele române, privind concesionarea suprafeței respective. Acolo unde se construiește punte. Adică concesionarea va fi făcută nu numai pe 700 de metri pătrați. Se va face și mai mult, stânga-deapta. Există ridicare topul și noi trebuie să luăm în protocol acea suprafață. Adică ca să putem efectua aceste lucruri, trebuie să existe un protocol, o aprobare a Consiliului Local, o aprobare a Consiliului Local și un protocol încheiat cu apele române. Pe baza HCL-ului se va încheia protocol. Întrebări, pe când să spune la vă, cine este pentru? Un număr 4. Proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și reglării procedurilor de atribuire. Aici domnul secretarul sunt în aia. Deci e vorba de produsele care se vor achiziționa pentru UBL, pe toată perioada de școlarizare. Iar până acum doar deci, Consiliul Județean pentru Sândorin și majoritatea comunilor s-au ocupat de această achiziție. Iar noi până pe data de 1.8.2023 trebuie să trimitem răspunsul nostru. Deci ar fi venit acel corp și o altă. Da, și noi nu ne asumăm deci, responsabilitatea de dânsii vor organiza, vor licita produsele din la noi. Dacă din interiorul de dânsii. Întrebări? Republicarea este de aici. Spune-o la voi, cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordului de alături. Autorizația de ambasaj și de acces pe zona de mobilitate. Am ajuns și la încasamente. La raportul și la încasamente. După o lungă perioadă de timp, spre bucuria mea și bucuria tuturor, s-a semnat procesul verbal de recepție la... Deci APA este finalizată de foarte mulți ani. A fost o comisie de recepție, uitați, semnături pe semnături, foarte mulți. A durat foarte mult recepția, având în vedere că au existat, să zicem, unele disfuncționalități. Adică, dacă mă refer, dacă ați observat, la hidranții care sunt montați. În unele zone nu au existat hidranți și atunci comisia ne-a impus montarea acestor hidranți. Noi nu am montat acest hidranți pentru că nu erau pe proiect, ca liste de cantități. Ele erau pe plan și dar nu erau pe rășină. Observăm că recepția s-a efectuat. De acum putem să începem branșament. Să vă repetai? Nu. S-a dat ordine de începere pentru branșament, s-a încheiat contractul. Acum nu putem efectua aceste branșamente și raporturi fără să nu avem un regulament de branșare. Domnul secretar a muncit pentru acest regulament. Eu am muncit sâmbătă și duminică. Împreună am împlinit acest regulament. E puțin cam ciudat. În sensul că eu am venit cu o idee, domnul secretar a venit cu o idee. Eu aș fi vrut să fie aplicabil ideea mea. Domnul secretar a venit cu o idee mai bună, 2-1. Și am fost de acord cu ideea domnului secretar. Adică, avem două tipuri de branșamente. Tipurile de branșamente când toate lucrările sunt executate sub autorizația de construire a primăriei, adică noi avem un proiect și avem autorizații de construcție și mai avem un timp, persoană fizică, și mai avem un timp de branșament când toate lucrările nu sunt făcute sub autorizația de construcție a primăriei. Exact tip branșament apă la bacă. Adică se face o cerere către unitatea, către beneficiar, către primărie. Primăria are un operator economic care îți dă acordul pentru acest branșament. După obținerea acordului acelui branșament, persoana fizică va întocmi un proiect în vederea obținerea autorizației de construcție personală.
Situația a doua pe care v-am făcut referire este în situația când noi nu mai avem autorizații de construcție pe această investiție, branșamente. Exemplu, sunt 1000 de branșamente, nenea Vasile Righeș nu vrea acum. Dar peste 5 ani de zile vrea și dumneavoastră să facă branșamentul. Vasile, că am dat un exemplu. Eu am să-i spun, Vasile, că nu te supăra, nu poți să faci sub autorizația de construcție a primăriei. Trebuie să obții tu autorizații de construcție. Și îmi contează. Dar care sunt etapele? Păi prima etapă este așa. Depui o cerere la primărie, primarul ți-o semnează, trebuie să obții acordul operatorului comun pe zona respectivă, că va fi primăria, că va fi cravul, nu se știe, iar tu trebuie să împărmești un document, un proiect tehnic pe acordare. Da? Și lucrarea trebuie să fie o firmă specializată, ARE, în care instalatorul sau, în fine, alte noi nu suntem în situația care am prezentat-o în Vasileiș, suntem în situația care toate lucrările vor fi efectuate sub autorizația de construcție a primării. Documente necesare pentru începerea branșamentului la alimentarea cu apă sunt foarte simple. O cerere către primărie. O cerere. Nu se mai dă acordul operatorului economic, având în vedere că noi nu avem operator economic în momentul respectiv. Se va încheia cererea care va fi semnată de primar. Pe urmă se va întocmi un proces verbal de montare, branșament a pomentului, care se va sigila, se va semna, și un proces verbal de predare a pomentului, în anumite cazuri, către persoana respectivă. Adică cu numărul contului, că până la urmă asta e important, că se cere toate de la zero. Asta este regulamentul. Pe urmă, cel mai important, și aici puteți să-mi spuneți, am venit cu o idee, nu zic că ideea mea cea mai bună, nu am discutat, am ținut cont de ce o zis. Eu l-am depășit acum 2 luni de zile, să știți. Domnul Ioan a ținut ideea mea, da? Eu am spus o cantitate mult mai mică și domnul Ioan mi-a spus 10 metri cubi. N-am zis 10 metri cubi, am zis funcție de numărul de populație în fiecare casă. Da, e puțin mai dificil. Da, 10 metri cubi. Pentru că stând și analizând, vedeți că virgul consumul pe locuitor este mic. Adică, stăteam de vorbă cu cineva 5 metri cubi. 5 metri cubi pe o familie. Pe locuitor? Nu. 9 metri cubi nu fac eu constant la locuitor. Exact. În 4? Da. În 3, așa. Hai să începem. 10 metri cubi. Familie în care locuiesc 5-6. Se încadrează în care se încadrează și stau mai mult, locuiesc în aceeași îmbrășământ, ce fac? Plătesc suplimentar? Pățin, dar poate zice mult curentul care nu mai merge în legătură. E o situație mult mai grea, pentru că eu mă gândesc ce facem vara. Aici e problema. Pentru mine mai interesează să consum cât mai mult apă, ca să înțelegeți, pentru că vom încasa bani. Și atunci eu sunt foarte mulțumit acum, sunt Vasile Righeș sau Ghelu Matei, să consumi 20 de metri cubi. 50 de metri cubi. Dar pățim cum am pățit Rivetul. A venit domnul țigan din românul, Anglia, așa dat un apă. Și a zis, domnule, am bani, eu plătesc. Iar lucrurile nu sunt tot așa. Că tu vai, dai drumul la apă și îți permiți să plătești, zici că îți permiți, dar în momentul când te duci la primărie și trebuie să plătești 10 milioane, nu-ți mai vine să mai plătești. Numai puțin de rost. Și atunci o să rămână dana fără apă. Zic de rost. Nu mai degrabă o reacționalizăm în momente de criză. Da, dar nu poți să pune aia. Pentru că dacă o să consum tu 30-40, chiar așa și așa, nu poți să pun o cantitate de necântată. Vasile nu consumă. Consum eu 20. Poate luna viitoare, în cazul meu este... Da, dar problema e că alta nu se stochează. Da, o reacționează în momentul în care este sensibil. Bună, dar mai ieftin. Că te poți familiile care sunt două... Da, așa de vorba, da, dar vei să-i încetă... Nu știi că este. Auzi, când îți încetă... Poți să-i consumi și poți să văd grădina, iar familiile care sunt 5-6 persoane într-o casă, nu le ajunge în fiecare lună. Dacă un consum, limita, trebuie luat, nu trebuie să fie trei persoane. E normal să avem o limită pentru cei care vor depăși drastic cantitățile și nu o să avem cu ce să-i constrângem. Măcar să luăm bani, dacă... Păi dar nu pot, că nu trebuie banilor. Aici este ideea, că nu trebuie bani cu Vasile Righeș mie, a unei Matei. Nu vreau. Ionul Matei acum are bani să-și bată joc de vecinul, dă drumul la toată apa. Eu nu am nevoie de bani în Ionul Matei.
Deci, trebuie să punem o condiție. În momente deosebite, putem interveni la... Mai mult de atât, ca să înțelegeți, nu supărăm pe nimeni. Alimentarea cu apa satului Sândulen este făcută doar pentru cetățenii din comunele Sândulen. Ca să înțelegeți. Dar pentru cine ar mai putea să fie? Pentru societăți. Deci și societățile se vor conforma acelorași reguli ca și persoanele fizice. Deci nu pot să le dau unei societăți 30-40 de metri cub, pentru că numai dacă știam asta, mai făceam încă... Dar la impozit, de ce pot fi mai mult? La gunoi, de ce puteți să mai mult? Vedeți, nu e ok asta. Păi și ce să fac atunci? Păi... Dar ce să facem? Nu, aici nu mi se fac. Mi se pare că rămâne inclusiv de zon fără... Dar... La fel contribui sau îl jumulim mai tare față de persoană fizică. Păi nu, dar la gunoi plătește mai mult. Asta nu înseamnă jumulire. Nu, în cazul nostru, da. Adică omul ăla trebuie să fie avantajat. Nu putem să punem consumare de aia. Pentru că n-am cum să punem. Bine, dar și acolo la cine ar fi să depășească? Dar zici pentru cum e că eu înțeleg situația lui domnului Ilean. Eu înțeleg, pentru că sunt mai mulți în familie, eu înțeleg. Și mai sunt situații din astea. Dar nu putem... E discriminare, domnul primar, cum Dumnezeu, dacă stai într-o casă, 6 adulți, tu trebuie să fii limitat ca o familie în care locuiesc 2 adulți? Și păi ce? Ei nu vor consuma doar 5 metri cubi. Iar familia în care locuiesc 5, 6, 7 adulți, vor consuma 12-13. Și de ce să plătim mai mult? Cum adică să plătim? Se reglează un cod. Păi dacă se depășește 10 metri cubi, ar fi cu plată. Ideea este următoare, că a venit cineva și mi-a spus cineva o chestie. Domnul primar, o familie normală îmi spune să plătească 10 metri cubi. Constatați că vine unul cu luna asta cu 40-50 metri cubi. Da? Ăla, al îngărdinării, ud în curte, își permite. Da? Păi nu vă supărați, dar nu pot să rămân fără apă pe mea. Hai să luăm diverse situații și să... Și are și dreptate și... Să facem regulamentul în funcție să ne cadă bine. Doar discutându-l ne putem da seama. Păi eu am spus o idee, nu-i bătut în cuie. Dar nu pot că ăla care mută 100 de metri cu pe lună, face afacere oameni. Și foarte bine că face afacere, trebuie să înțelegeți. Dar asta nu este pentru ca eu să ud în grădină. O să facă și fântână. Trebuie să înțelegeți unul. Dumneavoastră, credeți că cei care fac grădinării să comercializeze legumele vor consuma apă de la rețea? Vor plăti apă la rețea? Uitați-l, domnul Spatica de sus. Domnul inspector de la Udru Pantica, da? La Oneș, domnul secretar, stăm de ce vreau și i-a spus așa, domnule, nu convine să consumă apa de la rețea, apropo de aia, dar numai pe la noi nu se convine, pentru că Oneștiu împacă consumul de apă și la canalizare. Da. Fiți atenți aici. Și atunci eu consum apă mai ușor ca să fie două și, adică dacă consum 10-15 metri cub, împacă și 10-15 metri cub la canalizare. Și eu plătesc foarte mult, mă spuneți. Apă plus canalizare. Aici este ideea. Și atunci ce fac? Și atunci ce spune? Că e foarte scump rău. Da. Trebuie nevoit, și țineți minte că domnul... îți nevoie să-mi fac fântână pentru udat. Și puși de apa de la dușa aia dacă aș canaliza. Dar pentru a udat și eu în castravete aia, e sus, domnul. Trebuie să-mi fac fântână, domnul primar. Adică, faceți-vă fântână. În casă ajunge 10 metri cubi. 12 metri cu nu-i mie mi se pare că tot sistemul este pe număr de persoane și aici venim pe casă. Mi se pare neechitabil. Adică votantul... De ce să nu punem două voturi pe casă la vot, da? E bine unde avem casă de 12 persoane, da? La taxe, impozite, număr pe persoană, așa, la gunoi pe persoană. Și aici, când e vorba de beneficiu, luăm pe casă. Adică nu mi se pare aici, zic. Ok. Vedeți hotărârii operatorului economic pe județul Bacul Ocra. Care este metru cub? Monești, metru cub, nu pe persoană. Deci există, probabil, o organizație. Da, dar noi vrem să raționalizăm pe cantitate. Să facem pe persoană. Ei au raționalizat, au bani. Eu nu pot să raționalizez 10 metri cub. Oameni buni, 10 metri cub. Știți ce înseamnă? 10 metri cub. Domn primar, să facem pe casă. Cât sunt în casa asta? Casa asta e de o persoană, 3 metri cub. 10 metri națională. 10 metri națională e 1 metru cub. Litru. Deci e 1 metru cub. Nu știu 1 metru cub, dar nu pe persoană. Deci nu poți să schimbi legea națională ca să... Mă, tare, unești pe persoană sau... Secretar,
E pentru cum? Pentru cum? Plătesc, dar nu ne condiționează nimeni la consum. Asta încerc să vă spun. Dar aici avem o situație delicată. Ok, atunci. Vreți să consumă pe persoană. Ok, vă convine de la 10 la 20 de metri cub să se plătească 10 lei în tot metru cub? Așa mi se pare. Dar consum plătească. Dar, domnul primar, dar aici avem o problemă. Deci, cantitatea asta este destul de mică. Eu vă spun, nu am la Bacău, nu ud în grădină, nu fac nimica și consum în mod normal 9 metri cub, da? Și suntem o familie cu 2 copii, din care copiii sunt mici. Deci am... Dar nu am nelimitat, că nu am cum. Dar nu nelimitat, dar pragul ăsta e micuț. Ăsta se depășește... Domnul Marea, ridicăm pragul, nicio problemă. Dacă ați trecut, am spus 5 metri cub eu. Ați venit cu ideea 10 metri cub. Ridicăm pragul. Că nu pot. Pe persoană, domnul primar. Nu pot pe persoană, că nu modifica, nu pot să ne rog legea națională. Dumneavoastră vă gândesc că într-o familie cu 2 adulți, doar 2 adulți, sau cu unul la o casă, el va o da mai departe cu apă respectivă, până în 60 de în barem 10 metri. Va plăti ca și mătă. Păi da, și va plăti ca o familie care ne ajunge apa. Va plăti ca și păi nu, dar ăla care consumă, ăla nu face afaceri cu, să dau un exemplu, nu știu, eu... Deci, eu n-am nimic împotrivă, puteți să puneți oricât, ca să înțelegeți. Discutând cu Ciprian Rahelegiu, țineți minte un lucru, eu n-am niciodată, puteți să aprobați de unitate, eu am venit cu niște idei, eu nu pot să susțin, dumneavoastră aprobați. Dar țineți minte că apa nu există. Țineți minte. Hereciu nu are apă, Riveziu nu are apă, toate comunele nu au apă. Dumneavoastră nu puteți să puneți nelimitat. Adică, bă, mă mai strâng și domnul primar, dar atât avem, o împărțim, dar să o împărțim în mod egal. Asta spun. Păi cum să o împărțim în mod egal? Că vine ăla de populație America. Și dă drumul la apă acum, că-i ciudă pe primar. Pe ăla să-l sancționăm. A depășit 20 de metri cubi. O singură persoană. Nu e ok. Da? Înțelegeți, pe persoane mică. Nu există legislație mărească pe persoană. Puneți 5 pe 20 de metri cubi. N-am nicio problemă. Dar nu puneți 10 metri cubi, ce poți? Plătești. Dar n-am pus nimica. Aici, asta e spus. Dacă depășim 10 metri cubi, e greu să depășim 10 metri cubi. Dumneavoastră, e greu să depășești. 10 tone de apă. 10 tone de apă. Cu ce vă monitorizați dumneavoastră consumul de apă care îl aveți acum? Știți? Aveți ceva... să vă dați seama cât consumați? Eu am 2 vecini la mine care sunt pensionari amândoi, el are niște probleme de sănătate. Consumă apă mai mult ca noi. Da? Pe faptul că trebuie să-l spele, să mai spele divers așa. Deci, aveți vreun indicator care vă calculează consumul de apă? Da, că eu am de asta zic că vă spun la unești consum între 4 și 5 metri cubi. Cât sunteți? O persoană. A, și atunci 4 și 5 metri cubi. Ce facem? Nu mai facem copii? Vreau să facem jumătate de persoane nu consumă. Nu mai facem copii? Nu mai nimeni spălăm? Ce facem? Un om care are 5-6 copii, ăla nu o să-i convină să dea, să consume mult apă. A, trebuie, domnul, trebuie să-i speli, trebuie să speli hainele. Nu o să consume mult apă, înțelegeți, nu consumă, ci că mută bani. Tot bogatul, tot primarul, tot bogatul consumă mult apă în ești mai aici. Noi întotdeauna lumnia și toate statele astea ne gândim numai la bogate. Hai să nicărim și la necăjiți. Dar nicărim, domnul primar, dar o familie necăjită e numeroasă. Dom'le, ridicați cota aia de 10, nu înțelegeți? Mă duc la 12, mă duc la 15, nu. Bă, nu pot să-mi las comuna fără apă. Nu înțelegeți că nu pot? Pune 15 și eu nu pot să-mi las comuna asta fără apă, că vreau unul să consume apă multă. Nu pot. Eu mâine acum trai o țavă, că sunt eu la dreapului, și curge apa total și am lăsat tot stuful, tot comanul fără apă. Că vreau eu. Și-o plătesc apă. Mâine plătesc apa 20, 200 de tonă, orice, costul diminuat. Exact așa s-a făcut. Cât de nebun cetățenii, dar sunt, eu știu, cetățenii românii destul de joși. Deci cu apa eu nu pot să pun. Apa va fi condiționată pentru că întotdeauna sunt probleme. Riveziu. Ați văzut ce probleme au Riveziu? Hereciu, probleme. Și eu pun acum 20 de metri cub. Măi, coleg. Pune 16 metri. Da, nu știu, se pare acolo, trebuie modificat ceva să funcționeze cum trebuie, adică... Ce să modific? 15 metri cu? Cât voi să consumi? E foarte mult 15 metri cu. Hai să fim obiectiv. Domnule, dacă ne-am eu acasă singur la oameni și consumă 5 metri cu? Între 4 și 5. Păi, o persoană. Deci, o singură persoană. Atunci noi o limităm la 10
poți să rămân fără apă. Te smic. Da, dar trebuie să nu poți să rămân fără apă. Eu nu pot să rămân fără apă. Faceți cum doriți, eu nu pot să fac. Eu nu pot să rămân fără apă, nu mă să voi, că vreau oameni de 50 de metri cubi acum. Dar mai este aia. Deci cum Dumnezeu. Nu pot să aflu eu 50 de metri cubi nerealitate. Chiar nu înțelegeți? Pentru că eu nu voi ști cum funcționează. Eu am acolo, hai să zicem ca dumneavoastră, 50 metri cubi, da? Un cap cu zis eu 50. Domnul primar, putem o medie. Nu pot să vă fac calcul acum. Nu pot să pun nelimitat, da? Nu nelimitat, domnul primar. Fiți atent la ce. Am un bazin de 200 de metri cubi. Nu. 11 litri și vă arată de consum, exact. Adică nu pot să pun un consum mai mult decât orice pompele. E logic. Nu pot să pun un consum mai mult decât orice pompele. Am 11 litri pe secundă, 11 litri pe secundă, da? Câte secunde am? Hai, domnul secretar, ajutați-mă, da? 3600 înmulțit cu 11, înmulțit cu 24. Deci nu pot, înțelegeți un lucru. Domnul Mare, am înțeles perfect că este o problemă, va fi o problemă. Vedem unde niște statistici după ce dăm drumul la apă și după aceea mai avem alte hotărâri. Adică o spui apă, adică eu, da? Nu, nu am grădină, dar trebuie să stau tot din ochii pe apometru. Gata, am depășit consumul. Închidem apometru, dar acum trecem pe fântână. Chiar nu înțelegeți că mă goresc în rezervoare. Chiar nu înțelegeți. Da, uitați-vă, sunt. Deci pompele mele îmi produc 9504 metri cubi. Calculați, 3600, dă-i 20 metri cubi, 24, 9500 de metri cubi, da? 9500 de metri cubi, în produc, pe toată comuna Sandoie. De? Intervalul de? 24 de ori. Domn primar, nu mai calculați, v-am înțeles perfect, adică avem o cantitate de apă. Adică nu pot să pun mai mult decât produc. E normal, dacă nu avem, e normal că nu o să o avem. Da, și cum poți să pun nelimitat dacă eu pot un om ce nu a zis nimeni să o puneți nelimitat, domnul primar. Doar să limităm pe cei care sunt mai puțini în funcție de numărul de cetățeni. Deci, încă o dată. De conform cărei legi, unde nu se poate... Deci, nu există legislație pe persoană la apă. Aplicat. Vă rog frumos, nu mai spuneți ideea. Păi nu, întreb... E metru cub. Nu există. Nu există. Metru cub. În toată România este pe metru cub. Deci nu punem pe persoană. Metru cub. Spuneți. Păi și atunci proiectul nu e făcut de seamă prost. Facem un proiect care să-l limităm pe urmă. Adică nu se putea dimensiona mai mare sau... Până acum n-a fost problema. Să ne-am dat seama după ce am făcut proiectul, că nu ne ajungea apă sau... Nu, adică mi se pare ciudat, adică nu l-am dimensionat. Dar vreau să înțelegeți că această apă nu e făcută pentru bogați, e făcută pentru omul. Nu, domnul primar, deci mă dați peste cap tot. Cine să face atâta fântână? Tu nu vezi că nu există apă? Ba da, înțelegi că nu există apă? Chiar nu înțelegi că există apă? Am 12 hectare, deci, nu știu, sunteți foarte obositori. Eu am 12, domnul Marea știe pe câmpul ăla, da? Da. 12 hectare, da? S-a băutit tot câmpul ăla cât e acolo, da? S-a băutit tot câmpul ăla, da? Și ați observat că într-o parte am găsit apă, într-o parte nu. Ei, vedeți că s-a făcut o din aia, sanitară, o bucură. Deci unde să mă duc să fac apă dacă nu am? Faceți-mi vârful de apă, dacă nu există apă. Acolo s-a găsit și ați observat, am găsit în partea asta și în partea de la deal. Unde să mă duc să fac? I-a zis, păi, da, să mai fac 5 fântâni, cât mi-au luat statul 10 miliarde. Unde să le fac? Sunt 9500, 9500, a spus, 9500 miliarde de tot, da? Ce zice pe seara? Activ aici, tot 3000, nu? 3000-3500. Va consuma? Nu. Haideți, atât. Deci, voi consuma lucruri nelimitate. Spuneți-mi o aia lucruri nelimitate, că nu vreau să am eu probleme cu apa. Deci, întotdeauna, în toate comunele județul Bacău, problema cu apa a fost întotdeauna. Știu că este o problemă. Deci, nu. Dar și nu vreau să vină la mine să-mi zic că, domnul primar, ce ăla consumă 30 litri și eu n-am apă să-mi dau la copii. Nu, problema nu se pune așa. Fără de eu am 3 fântâni, am 2 fântâni în curte, omul gospodar are fântână. Asta este doar pentru uzul casnic. Pentru baie, pentru mâncare, pentru orice. Vrei să uzi, te duci și îți faci fântână. Scurt, adică nu. Toți avem fântână. Adică 15 metri cubi, știu că... Eu spun că am fântâni și nu am probleme, nu am nevoie de apă. Eu mă raportez la
rețeaua, la rețea, pentru că vreau apă care să nu mai putut să nu conțină cal, care să fie hidratată. Pentru asta, să nu suntem așteptați la citatea. În condițiile în care suntem mai mulți și noi vom depăși și vom fi tarifați suplimentari, închid robinetul la rețea și să o consume cine dorește. Vedeți dumneavoastră, da, dacă așa nu se este problema. Păi nu se pune eu așa, că dacă nu se găsește nu. Dar ai citit acel regulament, nimeni nu spune în acest regulament cât să stai în robinetul de apă. Dar nu, dar nici nu vreau să plătesc suplimentar, pentru că nu-i corect. Nu-i corect să plătesc, care eu consum strict pentru uz propriu. Eu asta vreau să vă zic. Puteți să vă supărați sau nu pe mine. Eu vă spun ceea ce ești. Ce gândesc eu până la urmă? Da, dumneavoastră a spus că unii cheltuiesc suplimentar. Unii există cheltuiesc suplimentar. Păi nu, dar dacă vor depăși 10 metri cub, cum îl limitez? Închidem wireless robinetul sau taxăm pe om ca să condiționăm? Acest regulament nu-i spus nimic dacă va depăși. Păi și cum îl condiționăm? Te pune știință de responsabilitatea lui. Deci a lăsat totul la responsabilitatea lui. Păi nu poți să te condiționezi, că i-am zis domnul secretar, am discutat acum 3 minute, hai să-i condiționăm de la 10 la 14. Nu pot, e foarte responsabilitatea lui. Dar eu dacă te văd pe mata 50, 50, 40... Hai bă, dă-o mă spate. Și dacă îl vedeți, cum îl constrângeți? Păi i-am tăiat-o dacă constrângeți 100 de metri cu pilulă, cum știi? Scrie chestia asta în regulament, nu? Nu-i scris nimic. Păi, dar cum puteți să-i tăiați? Mă duc aici o dată, n-ai textul plecat. Dar nu trebuie să fiți acoperit de un regulament? Ia de ce mă pădească un alt. Cine își permite să dea 5 milioane pe apă? Păi, dacă nu-și permite, atunci o închide. Păi asta zic, deja punem în regulament. Se taie apa dacă nu este plătită o lună, două. Dacă nu plătești, nu-i normal că-ți va fi închis apa. Deci totul este gândit. Adică nu poți nici să-i dai drumul ăla. Nu are nici el unde să plătească 5 milioane pe apă. Eu, domnul Silvestru, îți permis să dai 5 milioane pe apă? Nu. Adică vorbim niște lucruri, adică fac o... Adică condiționarea asta de 10, pune 12, pune 15. Adică, nimeni nu o să-ți dea mai mult de 1 milion pe apă. Nimeni. Las corect. Domnul Iman, las corect. Le dai la curent. Pe partea aia altă, dacă scoți din fântână, apa e dură, strici instalații, dai minut. Nu pentru, numai de primul. Ei, la regulament nu mai rămâne, mă, atunci ea să-l punem... Și pentru de ce? La punct. De ce să-l punem la punct, doamne? Adică să-l luăm punct, doamne. Păi las cum ia. Pur și simplu spuneți. Pun 12 metri în cub, pun eremitat, pur și simplu, dumneavoastră credeți că eu încep cu aranjamente. Spuneți, vă pune în dumneavoastră, supunem la... Eu vă spun consum. Am toată lista de la bloc și nu e o scară de fițe, e o scară de oameni normal, da? Deci vă spun că un consum pe persoană e cel puțin, uitați, ăla avem pe neamelul. Neamelul, ești dintre bogați sau dintre săraci? Necăjit. Necăjit, da? Și este cu 4 metri cub. Nu udă, nu face... 3 jumătate, 4, așa. Și avem 4 metri. Adică, hai să socotim care e media familiilor noastre în localitate, da, așa, că este cineva descoperit, poate cu... Media este 2,7. Familie din 2,... Media la afară este 2,7 pe... Atâta locuitori pe casă, 2,7. Pe locuințe. Da, domnule, sunt 1,700. Să vedeți, domn primar, că eu vă spun o chestie. După ce o să ai apă în casă, sau inclusiv apă în casă, nici cu găleata la fântână nu se mai duce. Deci uitați-vă. Îi duci pentru că apa este scumpă. Până acum erai obișnuit că consumai apă fără bani, acum plătești. Da, 1,700 de case la 4,800 de locuitori. 2,7, 2,8, 2,8, sunt atâtea statistici. Deci dacă să fie măcar o de servesc o prietenă cu fântă la deci cel puțin o medie de maximum până în 20. 15-20. Deci în 10... Să iasă mie, dar eu nu știu, dar 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 nu știu, dar
cu deci 4 metri cub la 2 metri așa, cât vine? 10, 11 metri, 12, dar nu 20. Păi nu? Cât e? Pentru persoane care nu se nimic să ne ceri cu. Și atunci necășitul să facă. Acum nu știu că nimeni în comuna să-mi duce să fie câștigat la loto. Cei care au mai mult au încet. Eu propun ca să nu ținem proiectul pe loc. Dacă sunteți de acord, să-i dăm drumul, să-l votăm, punem eventual o condiție, vedem și revenim asupra condițiilor în care să ajustăm problema. Dacă va ajunge, va ajunge. Nu știm acum, unul zice 15, unul zice 10, unul zice 20, unul nelimitat, nu știu. Dumneavoastră ce spuneți, domnul Georgeanu, spuneți dumneavoastră, domnul Georgeanu. Să reducem numărul 15 metri. Și da, după aia, ce se consumă? Că sunt două persoane, ca să consumă da. 4 metri sau 8 metri. Okay. O care sunt mai mulți, să ținem cont de ăștia care sunt mai mulți, să nu-i punem la suplimentar, pentru că nu poate să consume 20 de metri. Și cum e politica asta? Cum îl întrebești dacă te există? Dar nu trebuie să ne spune ea nimic. Domnul primar, nu trebuie să ne spune. Dacă nu vrei să înțelegeți, nu-i nimic de suplimentar. Când depune cerere. Vor de rațional, exact nici de responsabilitate. Domnul primar, când depune cerere, în cerere o să scrie numărul de persoane. Câte persoane sunt legate. Și după aia, când se apună toate cererile, atunci o să revenim și facem consumul exact. Când o să depună cererile pentru branșare. Numărul de persoane. Și ținem cont, dacă o persoană o să consume 4-5 metri cub pe lună, când semnează contractul, îi facem o cantitate de 8 metri la două persoane, să zicem, sau 10. Ei, cine depășește, să-l supra-tarifăm. Nu avem voie, nu înțeleg, dar zice că nu avem voie. Sunt multe mai nevoie. Dar atunci dăm nelimitat și am terminat. Nu ne mai bagă ceva. Dar știți aproximativ cât au băi într-o familie? Asta ne vine să facem. Dar ne-a spus majoritatea, să știți. Am pentru bani. Silvestru Alvașica, da? Vă spun eu că medicul nu are apă în fântână. E acolo și să rapă de lei. 170 de lei, deci, plătești acolo 2-3 lei, numai să dea acolo. Și el, la un moment dat, vara, s-ar putea să aibă 5 tone, 20 tone. Și zic, bă, am de tată. Da, o oameni într-o zi, ca o dată, 80 de lei. Da, o dată. Domnul, da, de lei. 80 de lei. Eu am turnat-o, fântâna, scos, am pus 100 de lei, eu să dau. Ce mai vrea? Un decimetru. Da, nu am nicio problemă. Un decimetru. Eu m-am gândit să facem. Nu se poate. Eu control. Ai control și rămâi fără apă. Nu, primar, pune și... Nu, așa trebuie să ținem cont și de numărul persoanei. Când depune cererea, să scrie numărul de persoane care locuiesc acolo,
Și după aceea când semnăm contractul, știi, îi semnezi contractul la 6 persoane, îi semnezi pe 20 de metri cub. Și te părsești 20 de metri. Și la 2 persoane, uite, dar dacă vine mie după Matei la maică s-a și încăpățâna și dă Dumnezeu tău? Păi încăpățânare, plătește încăpățânare și dar aici suntem descoperiți pe partea elaltă. Dacă la capitolul preț noi dăm, adică na, și eu vreau, gratuit, nu-i normal. Nu putem regla pe preț, nu putem regla pe persoană, păi ciudat, adică mi se pare că deci, așa, înțeles, cu toată lumea asta prin... Nu-i ca să raționalizeze apa, ci ca să oprească consumul excesiv. Da, dar mi se pare corect, adică o persoană să folosească apă gratuit, adică tot dacă una singură, pe și să urde și îngrădită. Și eu pentru spălat sau duș, 6 persoane, 10 persoane, să nu pot folosi. Nu v-au dat niciodată așa. Deci, de ce ziceți? După 2-3 luni, îți dai seama, băi, ați zis că e ieftină. Dar ce când semnezi să fii cu număr de persoane, când depune cererea, domnul te-a venit și la domnul mai înțelegeți asta, asta sunt și eu, dar nu. Să zici așa, da. Omul vine și face reclamații și consumă 20, 20 în cameră. De ce vrei asta? Nu aveți regulament. Este asta, asta spun eu. Păi și eu am face regulament. Bine, chiar să facem baza la o lege națională, dar nu se face. Nu se face. De baza să se totul lasă niciodată. Da. Și să aflăm în formă autentică. Da, în formă autentică. Cu numără de persoane și metru. 5, 4 metri cub de persoane, 5. 4 metri cub. 4 metri cub. Nu, stai, stai, că nu-i 10 metri cub să ia prea bani, nu-i pus gata. Îi pun 10 metri cub, dar vorbim mai mult ce face. Primul medii. E 15. 5, domn primat, în comandă s-a ales probleme, din populații mai numeroase, da. Cum ziceți, bine, că animalele aia sunt mai ce. Că stai la sărboare, da? De contor. Da, la sărboare, din contor, ca urmă de 120 de kg pe apă, în mize. De ce n-ai fac lumină, 120 de kg pe apă? Faci un cap, ai spalat toare. Iar să spală toată ziua. Da, nu te speri toată. Le-am stat de mâna stupă. Nu-și consum 60 de litri. Ai mers de câte ori mergi la toalete? De 3-4 ori, fiecare 10 litri. Trebuie să-l mingea. Trebuie la mai clar. Vorbim niște chestii care mi se par depășite la vremea în care trebuie. Asta de dreptate, dar apa nu există. Da, 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 deci nu asta eu v-am înțeles că și mi-i văd tot la nivel, la nivel se ceartă că s-o... Când vine coma, nu știu, și spune că nu are apă din cauza consumul baseriei de 30 de toni, tot din mâtra dumneavoastră, vă spun sincer. Eu nu pot să vă arăt. Da, mine n-a de zice, domnul primar, că nu am plătit, nu urmă, că nu am plătit. Domnul secretar, la urmă, ați observat că mafia să o crește apa? Păi să lucrează, de asta. Nu că să lucrează. Dar nu avea și cu consumul ăla. Ce-ai cam fără? Nu, am trebuit să-i gândesc. Păi nu că-i mare limorajul, dar ce-i consumul ăla? Dar trebuie să vede consumul ăla. Consumul ăla cu ciur. Păi tot ăla. Până când noi te-am gândit. Consumul este foarte mare. A fost la energie la Ciprian. Problemele cele mai mari vor fi la apă. Va fi un consum extraordinar. Omul nu înțelege. Să vedem, noi avem noroc că facem acestea pomete la poală. Știu să fac bypass-ul din toalce la apă, nu plătesc banii la apă. Ce mai mari probleme sunt la apă, întrebați-l pe Cipuian. Ce vorbim? Vreau să credeți de ce sunt atât de reticenți pe apă. Domn primar, da, orice lege, orice legislație e perfectibilă, dar nu e perfectă. Adică, dacă localitățile astea se confruntă cu problema asta, adică chiar nu se poate pune un consum, adică dacă limităm, facem limitare, nu putem face pe persoană și o facem pe gospodării sau pe... Au mai făcut, au vrut ei cu curentul să facă și ați văzut că a picat. Alte bombomănii. Pe persoană, domnul primar. Da, dar să nu depășesc 15 metri cub.
Hai să fim obiectivi, nu trebuie să poți să depășești. Pentru că nu vezi depășire, vezi cade sub 10 metri cu cărcasă. Dar nu vă de casă. De când înțelegeți că eu nu am voie mai mult de 10 metri cu pe lună? Chiar nu înțelegeți? E clar posibil, eu nu am voie mai mult de 10 metri. Dar domnul primar, v-am înțeles, ei, media o împărțim pe medie familie, dar să limităm 5 metri la o persoană, 5-20 la o persoană de 6. Nu am cum să consum mai mult de 10 metri cu, că nu am. Pentru că nu are de unde. Ce? Pentru ce? Am înțeles, dar 10 metri cu fost ce împărțim. Asta de familie. Păi da, vedeți, familia se zice asuntabilă. Dar nu înțelegeți, eu am o fântână de 6 tone, nu pot să fac contracte de 10 tone oameni. Eu înțeleg și asta că nu știu. Păi singura chestie care se ia acum pe familie, toate lucrurile se iau pe persoană, de la impozite, de la ajutoare, de la lemne, de așa, și când avem un beneficiu, îl luăm pe familie. Asta trebuie să se face și da. V-am explicat odată, dintre 9 ani, Martala Bacău plătește o persoană sau pe metru cub? Hai te vorbim, de 5 ori vă spun am. Pe metri cub, păi da. Și atunci de ce nu-i puneți viața? Problema raționalizării. Dar nu a vorbit nimeni niciodată de raționalizare la oraș. Dar nu-i poate raționalizare, e apă în continuă. Eu nu am apă, mai mult de 10 metri cub de branșament. Nu înțelegeți? Hai să luăm studiu de caz la Cipru, țările astea unde nu au apă, ca orice vreme de aici. Domnul primar spune felul următor. Deci 24 de ore, deci sunt 10.000 de metri cubi. Am înțeles asta. 10.000 de metri cubi împărțit la 10 de la 1.000 de branșamente. Am înțeles, poate. Deci e vorba de 10.000 de branșamente. Deci nu ai sursă de apă mai mult de... Nu aveți și dumneavoastră de educat de privat. Păi, haideți-vă, dar nu e vorba de familia mea, domnul Vlasă. Nu, domnule, lăsați-vă, nu sunt ca domnul Giorgel, dar domnule, lăsați-vă, familia mai mult. Vecinul de lângă mine, care nu are baie, a beneficiat de 10 metri cubi și nu mă aruncă cu baba. Da, iar eu trebuie să fac o zi da și una nu duș, pentru că... Nu încerc, să raționalizat. În condițiile în care, dacă am fi pe persoană, vom consuma 20 de metri cub pe lună, împreună. El va arunca apa și eu nu pot beneficia de ea, cu persoane mai multe. Nici asta e problema, că am înțeles un an pe aici. Ok, puneți pe persoană fără să depășim 10 metri cub. Punem pe persoană. Adică, okay. Adică, în aceste 1.000 de branșamente, câte persoane sunt? Și împărțim 10.000 de metri cubi la numărul de persoane. Și cam asta e. Asta e un lucru foarte faceți. Ei nu știu câte persoane sunt dumneavoastră, aveți dar nu e. Punem așa, 2.700 de persoane. Deci, cantitatea de apă împărțită la persoane. 1.000 de metri cubi împărțit la 2.700 vor rezulta 3,5 metri cub pe 9 de stea. Păi 3 la 3... 2 dacă sunt, 1 dacă este, dar să nu împărțim egal. Cât este? 1000 de metri cub. 1000, împărțit la 2700. 3,37. 0,37. 3,7 metri cub per persoană. Ca să ne facem și o rezervă, punem 3 metri cub, 10 litri fizici. Și asta este, să ai și o rezervă. Am ajuns în la cifra care v-am spus-o și eu încă sub medii, domn primar, de asta. Vedeți? 10 metri cub. Nu sunt din categoria lux. 10 metri cub, ce înțeles că ai rămas așa direct pe 10 metri cub? La ce dai 10 metri cub? La 10 metri cub? Nu există, dacă nu e, nu trebuie... Dar dacă mai tare nu poți să înțelegi că fiecare persoană, fiecare individ are nevoie să facă. Mai atunci ați puniți medii așa, adică general o să fie. 3 metri, 3 metri cub. Dar cum mai sunt de acolo? Dacă nu poți să fie solicitat la nivelul maxim, Spuneți, nu suntem cu ideea asta.
Regulamentul ăsta nu se mai poate schimba. Dacă vedem, poți să fim descoperiți. Suntem de acord cu 3 pe persoană, ca atâta ne putem pe da. 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 E ok. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru 3. Deci toată lumea sunt la ok. Ne-am înțeles. Deci vedem două unii așa, să vedem cum e. Ca de adeptate și de nu. Nu-i voia de raționalizare, voia de responsabilitatea omului. Că nu este apă. Sau în capitolul ăsta așa. Nu, dar ăsta trebuie să-l faci. Gata. Mai continuă un următorul punct. De ce le spune cei care vă vizionam? De ce le spune? Mă ne-am avut o ședință de EU. Nu mai tăiam cu amărtaj. Dar învățați și alte probleme de la negociere. Amendamentul aprobat. Regulamentul aprobat. 5,7 fără prețul, practic, noi nu suntem operatori, nu luăm TVA, ca să știți. 6. E un preț de 6 lei. Nu, este prețul. Dar Bacău cât e? Atât e, 5,7. Atât e, și la Bacău? Da. Doamne, cea mai scumpă apă e la uner, că noi avem bani acolo. Spune-te. Cine l-a pusut canalizare? 16.000 metri cuburi. Da, și așa tot. Dar bine, nu putem la sanitar. Ce se scumpă? Ce se scumpă? Nu mi s-a părut 2,50, 3 lei, de ce? Nu, dar o zbărașa de băiește de reținere dintr-o cu. Băiește, e mai departe, următorul. Deci este 5,74 lei prințul pe apă. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local până în 2020. 10,26 lei. Fac și eu acum care am evoluat și noi, da. Dar acum să înțeleg un lucru. Dacă ni s-ar plăti la timp, peste, este un serviciu autofinanțat, aici este... Domnule Vada, mergem acolo, iată, regulă. Ce faci acum? Pentru mine vă spun sincer, aș fi mulțumit să-mi consume examenul, am de băjuși 50 de tone, că știu că eu banii de aia. Da, bine, ține, tu sau domnul Georgia, că nu-i poate. Dar dacă cu cealaltă eu nu-mi dă nici măcar aia 15 lei, că altfel se vinea. Ce fac? Că mai mult sunt din aia cu 15 decât aia cu... Dai jos! E o situație, noi am aprobat într-o formă. O, da, ok? Dar sunt bine la situație. S-ar putea să mă caseze. Și atunci știu. Mi-e limitat. Pentru că știu că ea până văd ce se gata. Pentru că, în general, zona asta, Văita Zău, nu avem probleme cu apă, dar cu apă. În schimb, doamnele știu foarte bine care e problema apei. Calcarul care se adună peste tot. Și de asta dorim apă de la rețea. Că altfel, nici nu ne-ar interesa. Pentru că toată țara este. Și nici nu cred că va avea cineva interes să spun din grădină cu apa de la rețea. Atâta timp cât ai... Știți canalul. Știți canalul. Am făcut o fântână din asta, un foraj exact în canal. Toate 7 puțuri și cu drenuri îmi dă 11,6 litri. Doar puțul ăla din canal îmi dădea 5,6 litri. În capătul canalului. Bă, ce apa am... Acum am dat-o zis. Fără cap. Stați puțin. Am dus-o la analize. Adică mi s-a părut în capul canalului ca să vedeți ce apă. Cu nitriți, cu nitriți. Atunci, eu dacă puneam
făceam fund înapoi, îmi băgam în rezervorul ăsta, nu stica toată apa. Ați înțeles? Păi, dumneavoastră nu vă dați seama ce a făcut ferma, IASE-ul. Exact. Îngrășăminte, animale, alea ies în suta de ani, poate scăpând de ele. Da, dar pe jumătate mai de acolo, băi, cantitatea de acolo. Deci, am ultimul punct. Ca să știți despre ce este vorba, rectificarea de buget. Este o rectificare de buget din interiorul capitolului. La proiectul de buget local aprobat în ianuarie, știți că eu nu semnasem contractul cu Ministerul pe numele de la Stuf. Pentru a începe lucrările executantul, am făcut bani. Mi-a fost teamă că o să pierd 5-6 miliarde ca să nu reactualizez proiectul. Și atunci am dus toți banii de la bugetul local la drumul de la Stuf, astfel încât să pot să fac acea lucrare. De ce? Ea a fost scoasă la licitație în luna iulie 2022, iar coeficientul de reactualizare, acum, dacă aș scoate la licitație drumul de la Stuful, ar costa cu 42% mai mult. Asta înseamnă din 20 de miliarde, 8 miliarde 400 aș scoate la licitație. Eu am fost nevoit atunci să duc toți banii la drumul la Stuful, băi, când îl semnez, îl semnez, plătesc din bugetul local, nu dă banii înapoi, așa m-am gândit la atunci. Acum, trebuie să iau banii de la Stuful. Pentru că mi-a dat Ministerul banii, și am pus atunci 1.400.000, deci 14.000. Și ducem banii înapoi la drumul la Verșești, care trebuie făcut drumul la Verșești. Mai avem acolo 1.500.000, 16.000 pentru drumul la Verșești. Suntem în licitație, s-a scris la licitație o singură firmă. Probabil ea va veni singura, dar e o firmă ok, în 3 luni de zile putem să avem toată lucrarea făcută. Asta înseamnă. Deci, am luat banii de la drumul la Sufu și am dus la drumul la Verșești. Sunt banii din bugetul local, care i-a dus la începutul proiectului de buget local. Al doilea punct, la punte de la Tisa. Am luat 30.000, am alocat acolo 150.000, am luat 30.000, ca să nu iau de la alte investiții, cu toate sunt un echilibru, am dus la o nouă investiție. Scuzați, punte Tisa? Punte Matei, scuzați. Am luat 30.000. 30.300 de lei, ca să pot să finanțez o lucrare. Da? Este ideea și... Ce lucrare? Vista de investiții, unde este? Nu, dar nu asta. Nu asta. Dați-mi vista de investiții. Deci, uitați-vă, o nouă, deci noi vrem să mai, da, dacă vedeți la lucrări noi, domn secretar, 30.000, banii aia 30.000 care s-au luat de la Puntea de la Mateș, i-am dus la extinde rețea canalizare în satele Sândomen și Coma. Este singura investiție care lipsește acum pe una Sămâia. Să zicem așa, avem proiect pe drumul, pe Gorșa, pe tot. Este singura investiție care lipsește. Extinderea rețelei de canalizare pe Coma. Pe Buzurești nu se poate face, pe Stuful nu putem face, pe Gălșești nu putem face, pe Coma putem face. Și ce înseamnă extinderea? Adică pe proiectare sau pe... Începe cu SF-ul. Vă spun la sfârșitul ședinței, se deschide o nouă linie de finanțare, valoarea este, se depune de început cu tata, iar noi ne pregătim pentru SF. Numai pe lista de investiții nu pot să... Și atunci am pus doar 30.000, ca să zicem, am bugetat această investiție, extinde rețea de canalizare în satul tata. Atât. Pe urmă, ce am mai făcut? Extindere, sistem supraveghere video, 35.000 de lei, o să vă explic ce este vorba. A fost neapărat nevoie să o introducem pe lista de investiții și vă spun de ce. Pentru că am fi pierdut, nu mult, foarte mulți bani, cam peste 1,5 miliarde, am fi pierdut fără această extindere. Acesta este, da. Și un ajutor social de 39.200 au venit pentru ajutor social
încălzirea de grevă, ajutor social, încălzirea de grevă. Mulți bani de la noi, sunt banii de la minister. Este o explicare de bucet în interiorul capitolului, astfel încât să putem să dăm drumul, să zicem, noi ne-am asupra de investiții, sunt foarte multe, și chiar am întrebat pe domnul secretar, am avut ședință, dacă ne bădăm și la această investiție. E mult. Este, vă spun sincer, e mult. E mult. Sunt prea multe lucrări și angajații noștri, angajații pe noi sunt doi, chiar sunt surmenați din toate punctele de vedere, începând de la registrul agricol până în sus, toți. Gândiți-vă registrul agricol, cadastrul sistematic. Gândiți-vă, Nicoleta și cu domnul secretar, trei proiecte pe planul național de cât sunt? 3-4 pe PNRR. Adică contabila săraca toată ziua vine sâmbătă și duminică la primărie. Primarul sâmbătă și duminică aici. Adică este greu, este peste posibilitățile mele fizice, e foarte greu. Și de asta am făcut ședințe ieri dimineață și azi, nu mai băgăm la investiții? Niciunul n-a răspuns nimic. Da. Cred că doamna Lungă a răspuns, nu băgăm, cred că doamna Lungă a răspuns, doamna Lungă. Deci, e mult. Da. Asta este ce spune-mi rog, dacă vreți, nu. Am văzut numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale, cum a stabilit în ședința RACU, adunare generale acționarilor și SRC Compania Regională de Apă. Vedeți dumneavoastră? Poate ar trebui să spun, poate nu ar trebui să spun, dar nu o să spun. Capul vrea să autofinanțeze anumite investiții pe programul de dezvoltare pe POIA. Și vrea să împrumute 22 de milioane de euro. Pentru că noi suntem membri din RACA, NADIN, solicităm aprobarea noastră ca să împrumute 22 de milioane de euro. Acum, de la NAF sau de unde? De la Banca Europeană. Sunteți de acord, sunteți de acord, este pentru toate investițiile acolo, pentru autofinanțare. Chiar trebuie făcute, cum îi găsără și Bursănești, este pe poimă, la apa. Da, din punctul meu de vedere, nu avem ce face, trebuie să aprobăm ca să putem să-și continue investițiile. Și să știți, fără împrumuturi nu poți să faci nimic. Și noi vrem să împrumutăm niște bani și am să vă prezint situația de ce vreau să împrumutăm niște bani, pentru că dacă nu ai împrumutat bani, nu ai de unde să încasezi bani. Țineți minte, o logică. Domnul președinte, nu te văd. Întrebări privind subiectul. Pune la văd. Cine este pentru? Ori divers. Cine se înscrie la bun? Ce să mai scrie la cuvânt, că am discutat pe la...